Dumneavoastră, care sunteți implicat și cu scandalul cu testările nu din școli, implicat în nimic. Ați adus în țară prin firmele în care sunteți asociat și cu teste pentru copii? Răspunsul meu este nu, eu sunt asociat într-o firmă care nu are legătură cu firma care a adus teste în mod legal, printr-o licitație, iar doi, sunt imaginea a firmelor de îmbrăcăminte. Înainte de a face aceste licitații, împreună cu ONAC-ul, s-a acceptat, pentru că toți cei care au depus la participat la licitație, s-a acceptat de către ONAC să fie aduse aceste teste în ambalate de la 1, 25, 50 și așa mai departe. Deci a fost o chestie în prealabil discutată. Este vorba de o sumă de aproape 18 milioane de euro. E o sumă imensă, domnule Botezatu. Dar, și sunt bani publici. Nu puneți la scutare că ele costă niște bani, că doar n-am câștigat 18 milioane de euro fără să le plătești. Sunt costă niște bani, transportul, numai transportul pentru a ajunge. Și a pus cineva problema pe că ele aveau un termen și pentru a ajunge la timp a fost închiriat un avion care a costat 1,5 milioane de euro. S-a spus și cineva problema că pentru a aduce testele pentru a le duce la timp s-au dat 7 milioane de euro, s-au gajat toate proprietățile pe care le aveam, pentru că altfel nu-ți dă nimeni testele fără bani. Dumneavoastră ați gajat proprietățile pe care le aveați, aduceți testele în țară? De unde s-ai atâta cash? S-au gajat proprietățile firmei, nu ale mele. Eu am spus acum din punctul de vedere al firmei și ca un purtător de cuvânt, că nu este de vină Cătălin Botezatu. Cătălin Botezatu face fashion și este asociat într-o firmă de fashion. Vorbesc în numele celelalte firme pentru că cunosc toate firme, să cunosc toate datele acestea.